Ariana umblă prin țară numai ca să nu stea prin redacție, dar descoperă oameni harnici de obicei și gospodari. Poate dăm un exemplu sau poate vă dăm idei. Nu toate bucatele e bine să fie cumpărate la coșul ăla mare și împins. Că vorba aia, borcanul pus de mâna omului e sigur. Bună dimineața, Marian! Da, a ajuns la Mariusică, bravo! Iar Pălincă? Da? Are mărgele? Mult. O, să trăiți, bunața, domnul Răzvan, bunața, domnul Dani. Domnul Răzvan, domnul Dani, număram mărgelele că Marius Sică este din Apuseni și a venit el cu ceva producție de anul acesta. Slavă Domnului, la el în Apuseni s-au făcut prunele. Ne-a adus aici niște prune care arată foarte bine. La mine, în Telorma, nu prea s-au făcut aproape deloc și mărgele nu sunt. Noi acum ne aflăm în Târgoviște. Dacă Marius Sică, organizatorul, nu a mai ținut târguri pentru că, din păcate, nu se mai pot ține, el păstrează legătura cu cei pe care îi chema pe la evenimente și a vrut să vadă dacă au abandonat lupta cu producția. Dar producție aici a fost o producție foarte bună. Marusica, bunața, bine te-am regăsit. Mărgelele avem să le numărăm toată ziua. Spune-mi puțin unde ne aflăm aici în Târgoviște și ce am venit să vedem, că suntem un fel de CTC noi. Neața, Mariane, bine ați venit la Târgoviște, la bunii mei prieteni. Un pic sunt supărat. Păi, îmi strică bunătate de prune să facă majun. Păi, la noi prunele sunt pentru sirop. Și slavă Domnului, s-au făcut prune pe la voi. S-au făcut prune, Doamne ajută. Așteptăm rezultatul ăsta de anul trecut. Anul ăsta, abia acum, în toamnă le fierbem. Fii atent, hai să mai numără tu puțin aici la prune, o bucurie să te revăd, chiar vreau să vorbesc cu tine după. Aș vrea acum să-l salutăm și pe, iată cine muncește, deci bărbatul stă la grătar, coace legumele pentru zacuscă și domnițele acolo pune cantitățile, că trebuie să știi cam câte cantități sau ce cantitate se pune. Bună dimineața, făm cunoștință, cum îl cheamă pe domnul pe care l-am văzut la târguri. Cosmin, partenerul și bunul meu prieten de la târgurile din București și nu numai. Acum, dacă nu mai sunt târguri, ne-am apucat să ne facem noi singuri provizii. Pentru iarnă să aveți. Pentru iarnă să avem. Spune-mi puțin cam de câte ore ai făcut până acum zacuscă și câte legume ai copt, că te-am văzut puțin cam obosit, mi-ai spus că a fost mult de treabă. Toată noaptea am copt la vinete, deja avem zacuscă aproape gata. Asta e a patra tură, Mariana. A patra tură. Uite, mi-au ieșit ochii de la fum. Și îmi spuneai în felul următor că toate legumele pe care le aveți sunt de la voi din grădină, sunt de aici, din curte. Pentru voi a fost un an bunicel. Chiar dacă a fost și secetă și pandemie, voi v-ați făcut treaba și iată că avem ce pune pe grătar. Am muncit din greu ca să avem iarna asta ce pune pe masă. Perfect. Fii atent, vreau să am văzut cine ne supraveghează și cine de fapt este cu controlul calității aici. Dăm voie să trec, să salut pe domniță. Să rămâine, bună dimineața. Am văzut că aveți două ajutoare de nădejde și dumneavoastră stați în umbră și le urmăriți dacă fac ceea ce trebuie. Avem acolo majun și lângă zacuscă. Spuneți-mi puțin, complicat de făcut? Nu este complicat dacă pui și multă dragoste și dacă ai și așa ajutoare lângă tine. Așa se întâmplă la dumneavoastră în fiecare toamnă, astfel vă pregătiți pentru iarnă și pentru târgul. La târgul nu s-a mai putut merge, dar dumneavoastră cămara o aveți plină. Da, cămara este plină, dar acum trebuie să ne pregătim și pentru iarnă. Să avem pentru prieteni, pentru copii. Dar înainte de toate trebuie spuși și la treabă. Drept dovadă, vedeți. Dumneavoastră le-ați predat rețetele, avem aici zacuscă. Spuneți așa, cea mai bună zacuscă, de o faceți dumneavoastră, ce ingrediente, ce puneți în ea? Că am văzut zacuscă cu ciuperci, am văzut zacuscă doar cu vinte și câteva alte legume. Cum este? Nu, noi de regulă facem zacusca de vinete. Aceasta este zacusca care ne place cel mai mult și care place și prietenilor. Și atunci, folosim gogoșarii pe care îi coacem, nu punem niciodată gogoșari necopți, ardei capia, care de altfel se coc și ei, multă ceapă pe care o avem aici în zonă, o ceapă de foarte bună calitate și ea, mult, mult suflet și multă dragoste și, bineînțeles, vinetele foarte bine coapte și foarte suculente. Vreau să vă întreb ceva, ca să nu fac vreo problemă. Noră, fică, nepoată, ca să știu cu cine vorbesc. Nepoata, da? Și viitoarea noră, sper. Am înțeles. Nepoțică, să știi că am văzut că ți-a ieșit foarte bine rețeta de zacuscă. Primul an în care faci zacuscă? Nu, am mai încercat de câteva ori. Și ți-a ieșit? Da. Și acolo, noră, pe tine te salut mai de la distanță, că nu vreau să creez probleme în familie. Majunul, ți-a ieșit și ție primul an în care faci? Nu, nu este primul an.
al treilea an în care fac, a ieșit super. Și de-aia te-a acceptat de noră pentru că ți-a ieșit... Să gătesc. Știi să gătești. Asta a fost rețeta. Perfect. Eu rămân cu voi aici, doamnă, rămân cu dumneavoastră astăzi pentru că vreau să ne vedem și puțin mai târziu pentru că Marusica, fostul meu tovarăș, mi-a promis că a zis că a dus de la el din zona păstramă sau cum ziceți voi. Dacă tot este toamnă și ce merge mai bine toamna după ce golim grătarul ăsta de legume, punem o păstramă pe care e, cum să zic eu, trufandaua toamnei. Am înțeles. Perfect. Cu mai must. Nu știu dacă ai numărat mărgele, dar mai avem timp până data viitoare. Domn Răzvan, domn Dan, ne vedem și puțin mai târziu să coacem aici legumele, că de mărgele nu știu dacă o să dăm de capăt până la final. Sper să mai rămână prune și pentru pălincă. O să rămână, sigur că a fost un an bun. Toate cele bune. Să vă trăiască nora, să rămână nepoțică. Drăguțe amândouă și pricepute. Hei. Ușor, dățulică. Și-a pus și ciuful ăsta. Da. Mamă. Ați văzut ce vineteaua aceea în sud? Zici că e pepene vânăta. Ați văzut ce mari sunt? Obergina. N-am mai văzut. Uite, atâta era... Îi zice obergină și la asta neagră sau numai la aia tărcată? Băi, la toate le zice obergine, cred. Da? Da. În frase. Hai, du-ți al meu. Bă, unde se duce, are o șansă să se așeze. Să-și ia un borcan. A, să se așeze. Da. Da, numai la oameni gospodari. Da. Dar se prinde în 6 luni că el nu prea e cu munca. Da, nu-i place.